Duhul din este și cea prea curată. Lerui, Doamne, ler și aleluie. Vin colindătorii, dați drumul acel. Lerui, Doamne, ler și aleluie. Vin colindătorii, dați drumul acel. S-ar putea să fie de la Radu. Mai are una și s-ar putea să... Da, dar cred că da. Moș Crăciune, Moș Crăciune, la noi iar ai vrut să vin, te așteptăm în rugăciune, de când noi eram copii. Te așteptăm în rugăciune, de când noi eram copii. Moș Crăciune, Moș Crăciune, tot umblând ai obosit, dar a noastră rugăciune mult te face fericit. Dar a noastră rugăciune mult te face fericit. Moș Crăciune, Moș Crăciune, la copii și la părinți, dă-le sfânta rugăciune să răsune cu colinți. Dă-le sfânta rugăciune să răsune cu colinți. Moș Crăciune, Moș Crăciune, și la anul te așteptăm ca împreună rugăciune lui Hristos să ne-nchinăm. Ca împreună rugăciune lui Hristos să ne-nchinăm. Moș Crăciune, Moș Crăciune, în zadar l-am așteptat, că prin calda-ți rugăciune anul-i binecuvântat. Că prin calda-ți rugăciune anul-i binecuvântat. Viața să vă fie numai bucurie, sfânta sărbătoare, numai înălțare. Anul care vine, numai roduri pline, de la cel din cer, lerui, Doamne, ler. Varsă, Doamne, dar și bine, dar și bine de la Tine, peste casă, peste masă, peste oamenii din casă. Varsă, Doamne, fericire, fericire și iubire, peste mari și peste mici, peste toți cât sunt aici. La anul și la mulți ani! Mulțumim mult de colindă, de mesaj, de faptul că vestiți, vedeți că deși știm de 2000 de ani că s-a născut Hristos, de fiecare dată este nou și colindul românesc care este unic, care este unic cu certitudine, cunosc foarte bine alte tipuri de, și voi cunoașteți sigur, alte tipuri de obiceiuri de Crăciun, de nașterea Domnului, de fapt, la alte culturi și la alte popoare și nu se asemănă cu nimic. Există câteva zeci de mii de colinde românești, câteva zeci de mii. Specialiștii, unul din Cluj, profesorul Ion Bocșa, despre care sigur ați auzit, vorbește undeva despre 30 de mii. Sigur, e un efort, el chiar a făcut el personal și noi, a fost multă vreme consilier cultural arhiepiscopie și sub mitropolitul Bartolomeu și sub un alt preasfințitul Andrei câțiva ani. Și noi înșine am încercat un proiect de recuperare prin cei ca voi, prin cei care veneau fie la seminar, fie la facultate, din sat, să registreze de la bătrâni colinde vechi, colinde neștiute sau orice tip de colindă. Și surpriza a fost foarte mare. De aceea, bogăția aceasta pe care românii până la urmă au inventat-o, au făcut, vedeți, atât de multe
variante în care da, vestim nașterea lui Hristos este absolut uimitoare și este unică cu certitudine, cel puțin în Europa, dar cu certitudine și în lume. Și de aceea mulțumim pentru mesaj, pentru faptul că ați venit, vedeți, un efort colindatul și noi pe vremea noastră colindam și mergeam și știu că era nopți scurte, zile lungi, voci căzute câteodată, dar totuși ridicate, îți dă o bucurie pe care nu o să o întâlnești, nu o să mai întâlnești niciodată și nu o să o întâlniți, vă asigur. Să dea Dumnezeu să ne întâlnim peste ani și vom vorbi, dar cel puțin să vă gândiți la asta, că nu, bucuria aceasta nu se compară cu nimic. Chiar dacă duci o veste care e veche, tu de fapt povestești nou, atunci, pe loc. Și dacă ai un colin pe care îl colinzi înainte de Crăciun, de 30 de ori în diferite locuri, de fiecare dată spun altfel și este altfel. Părintele de Carma Sărcinat, să vă dau câte ceva, așa, și vin să vă... Mulțumim.